Vești noi de la meteorologi, aceștia au emis două coduri galbene, unul de ploi, altul de vânt puternic. Codul galben de ploi va intra în vigoare astăzi la ora 17 și va afecta 16 județe din nord-vestul țării. Până mâine dimineață, în aceste zone va ploua torențial, cantitatea de apă va ajunge chiar și la 50 de litri pe metru pătrat, vor fi vijeli și pe alocuri va cădea grindină. Mâine dimineață va fi vânt puternic în 17 județe din sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Monteniei, precum și în Carpații Meridionali. Meteorologii ne avertizează că vântul va avea intensificări cu viteze de până la 75 de km pe oră, iar pe creste, rafalele vor atinge chiar și 100 de km pe oră.